Suspensii au încercat. Asta s-a putut în seara asta. Un meci de mai mult de cartonașe galben, dacă pot să zic așa, mai agresiv. Dar s-a putut, vom merge înainte și vom vedea. Un microfon de mai în față, că sunt toate. Foarte mult suport, ne bucurăm că umple stadioanele. Cam și ca noi, că probabil nu era, dacă juca cu altă echipă, era jumătate de stadion. Da, atmosferă frumoasă. Ce pot să zic? Ce pozitiv? Am debutat doi copii, ne bucurăm pe chestia asta, plus faptul că am avut câteva șanse și dacă cred că dacă marcam, era mult mai simplu jocul. Dar... Sunt copii tineri care trebuie să crească frumos și pe această cale ei trebuie să înțeleagă că trebuie să muncească de 3 sau de 4 ori mai mult ca să se poată să joace la această echipă. Mai e un egal asumat pentru a pregăti ceea ce se poate cu Craiova? Asta era și ideea. La urmă, meciul din la Craiova era obiectivul nostru, să luăm cele 3 puncte pentru că rămânea cât mai aproape de play-off. Aici am venit să jucăm, să câștigăm meciul, asta a fost obiectivul și asta l-am transmis și eu. Nu știu, din câte am înțeles, nu cred că o va juca. Din ce știu eu, că are o clauză. Acum vom vedea. Despre incidentul cu gaz, le-am văzut pe ei, ce nu tare atât de loc? Da, pare rău, dar nu, chiar n-am știut și nu știam de ce fuge lumea, dar urât ce s-a întâmplat, mai ales că erau copii, foarte mulți copii în tribună. La urmă, e că noi mai ducem ăștia mai bătrâni sau mai... Dar copii, e păcat de ei că e greu să respiri. Și da, frumos, dar în copii egal la final de meci. Dacă așa s-a hotărât, trebuie să ne prezentăm, să jucăm și cine o câștiga, o câștiga. Așa să vedem și cu unele ei pe din multe parte, nu? Da, e ciudat, chiar e ciudat, dar la urmă, cum am zis, trebuie să te prezinți, trebuie să... Ei, într-un fel, e bine că, uite, ai posibilitatea să debutezi niște copii și poți să le dai șansă la jucători tineri să se afirme. Mai am un meci, n-am ce să fac, n-am încotro. Aș pleca acum, dacă... Dar n-am încotro, mai avem un meci și după aia se întrerupe și campionatul și vom vedea ce va fi. Băieții, te vor în continuare, le place, le tine, vorbesc foarte mult. Da. Mulțumesc pe această cale, dar nu, v-am zis, hai, nu e momentul meu. Despre săgețile aruncate către tine? De cine? De echipă? Nu comentez. Am zis și la Flash, nu vreau să comentez. Îl respect că a fost fotbalist la aceste echipe, că a fost meu antrenor când am fost jucător și atât. În rest, nu vreau să comentez ce zice. Dar te-a dezamăgit așa puțin? Nu, de ce să mă dea? M-a dezamăgit când a plecat și nu m-a salutat. La urmă, ține de cei 7 ani de acasă. Indiferent cât de supărat ești sau că te-a lucrat, nu te-a lucrat, ce 7 ani de casă, eu știu că mi-a zis mama, Dumnezeu să o ierte, să lași loc de bună ziua. Indiferent de situație. Las loc de bună ziua. Că ești Nicolae Dică, că ești Guardiola, că ești Maradona, salută lumea. Se întâlnește munte cu munte, da pe un cum. Aici e ideea. Nu, în rest, chiar n-am nicio problemă cu el.